Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu. Departe, dar totuși sunt aproape de voi. Ce mai faceți voi într-o zi de sâmbătă? Cum este la voi? Mă bucur foarte mult că sunt alături de voi. Îmi lipsiți foarte mult. Și haideți să vedem ce mai face persoana din mintea ta. Ia să vedem ce mai face persoana din mintea ta. Întâi de toate vreau să extrag trei cărți pentru tine, să vedem în ce energie te afli. Ok. Primul mesaj de la baza al pachetului este Regele de Pământ. Este o persoană născută în zodie de pământ, profesionist, generos, respectabil, practic. Însă această carte ne vorbește despre o perioadă favorabilă, acceptă cu încredere oportunitățile care vin și îți apar în cale, atingerea lui Mildas. Este o persoană într-o zodie de pământ. Haideți să vedem primul mesaj către tine. Îngerii îți vorbesc despre cifra 20, renașterea. Revizuiește și evaluează estimarea favorabilă a situației. Este timpul pentru o nouă direcție. Divinitatea îți sugerează să evaluezi, să cerni răul de bine și să alegi direcție nouă. Oare ce vrea să ne spună divinitatea? Observăm aici că această imagine trebuie separată, întuneric, de lumină, ce este bun. Este vorba despre o relație. Este vorba poate de o familie legat de sentimente, ea iubește mai mult, el mai puțin, dacă sunteți bărbați inversați rolurile, deci cel care vizionează oferă sentimente acestei relații, iar celălalt foarte, foarte puțin. A doua carte, nu, acesta a fost a doua carte, ne vorbește despre 5 de pământ. Frici legate de bani. Îți este frică că n-ai să te descurci, probabil că din bugetul care l-ai, frica de, pentru ziua de mâine, frici pentru viitorul tău, înțelepciune de a accepta ajutorul celorlalți. Deci încearcă să nu iei toate obligațiile și toate lucrurile asupra ta, să accepți și ajutorul celorlalți, cei care vor să-ți dea o mână de ajutor. Nesiguranță în afaceri, pe cont propriu. Probabil că simți o instabilitate în viața ta de zi cu zi. Iar a treia carte ne vorbește despre un as de pământ. O nouă oportunitate se va ivi la orizontul tău. Tu presimți acest lucru pentru că este în imaginea ta, este ca și cum ai creat deja o viziune despre ceea ce va fi cu tine. Fluxul de abundență care vine spre tine, asocierea promițătoare, documente sau contracte importante, ori îți schimbi locul de muncă, ori îți iei o mărire de salariu, fiecare după caz. Bun, drăguții mei, haideți să vedem persoana din mintea ta. Observăm că de ceva timp, tu care asculți această etalare, îți cauți să faci diverse ocupații pentru a nu mai simți energia celuilalt la care te gândești. Tot timpul îți ocupi mintea cu ceva, muncești foarte mult pentru a nu mai suferi, pentru a nu mai simți această durere.
Marele noroc. Te gândești, poate că divinitatea îți rezervă și ție în soartă, în destin, ceva mai frumos, mai îmbelșugat. Așa atragi tu energiile. Deci pur și simplu atragi o energie abundentă. Tu ești persoana care manifesti abundența în viața ta. Este ca și cum când aș pleca la muncă și aș spune astăzi eman magie. Astăzi va fi o zi magică. Exact așa se manifestă din mintea ta. Fii o persoană optimistă și vei atrage abundență. Ne vorbesc cifrele de 3 și 4 sau 7, 2 și 6 sau 26, 62, 43. Probabil că se referă la ani sau zi de naștere. Aici putem vorbi despre niște conexiuni foarte puternice. Mi-a căzut cartea Îndrăgostiților, dar în această carte ne vorbește mult mai mult ca ilustrație, ca energie. Odată, cum se spune, odată manifestă cifra 15. Cifra 15 știm cu toții foarte mulți că în tarot, în arcana majoră, este diavolul. Poate fi o persoană cu vicii, cu obsesii sexuale, cu dependențe, cu jocuri de noroc, sau poate că sunteți dependenți unul față de celălalt. Ne vorbește despre faptul că această carte mai reprezintă și iubiții, adică o conexiune foarte puternică de îndrăgostiți. Adică vă atrageți foarte mult energetic, vă transmiteți foarte mult, e adevărat, vă atrageți foarte mult energetic, vă contopiți în brațele celuilalt. Dar țineți minte că această carte ne indică faptul că este o conexiune dintr-o altă viață, dacă credeți în așa ceva, pentru că având acești doi porumbei este iubirea divină, este o dragoste pură, este lecția iubirii. Vă transmiteți unul față de celălalt, este lecția sentimentelor, a te iubi pe tine și pe celălalt, ceva de genul acesta. E o carte foarte complexă, foarte, foarte complexă. Cartea respectivă ne mai indică și faptul că cu această persoană ai reușit să te deschizi, să-ți arăți vulnerabilitatea. Această carte ne vorbește despre foarte, foarte multe sentimente. Această carte ne vorbește și despre faptul că această conexiune te-a maturizat. Ai avut atâtea suferințe și atâtea obstacole de trecut, încât acum, la ora actuală, ai lăsat acel sentiment în spatele tău, pur și simplu ai întors spatele acelei iubiri și încerci să te maturizezi, să vezi altfel lucrurile. Ne mai vorbește și cifra 6, probabil că unul din voi este născut în cifra 6. Ce mai face persoana din mintea ta? Hai să vedem. Până acum am văzut cam cum e conexiunea asta. Haideți să vedem și ce face persoana din mintea ta. Persoana din mintea ta la ora actuală se gândește la o judecătorie. Ori are o problemă care trebuie să-l rezolve prin haina statului, sau poate că lucrează într-un domeniu unde lucrează cu statul, sau o meserie care este legat de stat, sau divorțează, sau deci sunt lucruri care tu nu le știi, pentru că sunteți într-o separare. Ne mai vorbește și cifra 23. Gândește ceva legat de o instituție. Ce mai face persoana din mintea ta? Persoana din mintea ta este gândește că
ar trebui să acționeze într-un alt mod cu tine. Se gândește că ar trebui să reia curtarea, să vină să-ți ofere ceva, să-ți dea ceva, să-ți arate prin acest mic dar, acest semn care să ți-l dea, gândește că îți va demonstra că are sentimente față de celălalt. E o persoană care nu prea își mărturisește ceea ce simte. Nu-și deschide sufletul. Dar conexiunea asta este cumva păzit de un înger. Adică nu prea ai ce să faci în această conexiune. Indiferent ce decizie ai lua, divinitatea este în spatele tău pentru a îți arăta drumul ce trebuie să faci. Este adevărat că încercați să vă sustrageți din această conexiune, atât voi cât și sufletul vostru, adică cu totul. Vă distrageți atenția, dar el gândește să revină, să vă curteze din nou, să vă dea un dar prin care să demonstreze sentimentele sale. Haideți să vedem ce intenții mai are această persoană. Ce intenționează? Ce intenționează și ce face? Da. Este omul care înainte de toate, adică înainte de sentimente și iubire și cuplu, înainte de toate el vrea cumva să-și asigure acest venit. Este ca și cum, Doamne, de unde aș avea acel noroc să mă realizez, să am bani, să-mi fac viața? Deci el gândește întâi acea fundație de bani, acel noroc de bani. Însă acel noroc de bani vine cumva cu justiția, cu mustrări de conștiință pentru ceea ce a făcut. Este o persoană mai libertină, mai suflet liber, cum ar veni. Deci nu prea trăiește după cerințele altora. Poate avea 38 de ani sau 83 sau ceva legat de cifra 3 sau 8. Tot timpul v-a purtat în gânduri. Gânduri, gânduri, gânduri. Sunteți în mintea sa permanent, permanent. Îmi apar cifrele de U, C, D, I, G, S, T, L. Ce vei face într-un final? Nu faci nicio acțiune. E foarte secretos acest om. Văd că nu vrea să cadă cărțile. El este o persoană care și-a dorit dintotdeauna să fie o persoană privilegiată, adică un alfa, o persoană care să fie respectată, să fie ca și cum în energia reflectoarelor. I-a plăcut foarte mult scena, ce zic ceilalți, ce văd ceilalți, impresia oamenilor, își alege ținuta cu mare atenție, cum mă văd ceilalți, cum mă caracterizează ceilalți. Tot timpul și-a dorit scena aprecierilor, să fie apreciat, să fie în centrul atenției. În momentul de față gândește că ați plecat cumva departe, v-ați realizat sau v-ați îndepărtat de el și nu prea mai are o așa mare putere asupra voastră.
vă vede o persoană evoluată, o persoană radiantă, o persoană într-o ținută colorată. Viața voastră este roz și a lui este o ancoră ruginită. Aici ne vorbește despre faptul că ori v-a văzut pe internet, fie Facebook, Instagram, ce știu eu, pe unde postați o poză, și i s-a părut ceva care v-ați detașat de el foarte mult și este greu de atins pentru el. Însă cartea indică că indiferent ce îndoială pune, pentru că are intenții de a reveni și de a vă curta și de a vă aduce un dar prin care el să transmită aceste sentimente care îl are, indiferent de ce ar face și indiferent de ce îndoiel, pentru că este o persoană care gândește bine o perioadă și apoi brusc întoarce moneda, că nu prea are cum să vă mai atingă. Dar această carte îmi indică faptul că el se va întoarce la dumneavoastră, pentru că energiile se mișcă. Aici îmi indică cartea că evoluați, deși vi se pare dumneavoastră că nimic nu se mai întâmplă, că nimic nu se mai face în viața voastră, că sunteți deja două persoane într-o separare, că nu mai sunteți împreună. Mie, ultima carte, acțiunea sa este că lucrurile se mișcă, dar nu-i observați dumneavoastră, pentru că este o carte a creșterii și a îndrăgostitului. El nu va avea încotro până când nu va reveni. Deci, destinul îl poartă în așa fel încât să aibă nevoie de dumneavoastră, iar la baza pachetului se simte ca o pedeapsă. Mă simt ca într-o închisoare, mă simt cu sufletul sfâșiat, mă simt cu sufletul huiduit ca niciodată, mă simt... Deci este o carte foarte negativă, foarte pesimistă pentru el. Este într-o situație în care consideră că i-ați dat această lecție, probabil că l-ați respins, nu știu, fiecare după caz, consideră că această lecție i-a fost dat pentru a fi pedepsit. Se simte pedepsit de voi, de familia sa. Poate că ați fost o familie sau cu tine s-a simțit acasă copilul, probabil că copilul din interiorul său, faptul că nu și-a deschis sentimentele, din nou se confirmă că s-a simțit acasă cu voi. Dragii mei, vom vedea la următoarea etalare dacă își mai schimbă energiile, dacă mai schimbă ceva din viața sa, pentru că eu observ că lucrurile evoluează, dar cum? Pași mici. Poate fi o zodie de pământ sau o energie care se mișcă foarte greu, ia greu deciziile să facă ceva. Adică de a face ceva și de a demonstra ceva este foarte, foarte greu. Dragii mei, aceasta mi-a fost etalarea. Mă bucur pentru voi că sunteți bine. Vă doresc o sâmbătă frumoasă și ne mai revedem. Pupici!